Reghinenii se pot mândri cu un adevărat tezaur peisagistic. Există specii de plante în flora orașului care vin să aducă un surplus de valoare ornamentală zonei, dar care deopotrivă au și proprietăți curative. Parcul central din municipiul Reghin se bucură de un arbore exotic tocmai din China originar. Este vorba despre Ginkgo biloba. Mai multe detalii despre acest arbore rar, am putea să-l denumim, cel puțin pentru noi, aflăm de la inginerul silvic, peisagistul Călin Albu. Arborii respectiv au fost plantați aici pentru a îmbogăți estetic parcul, pentru că au o valoare peisagistică deosebită, în primul rând prin lucrul inedit care îi caracterizează, și anume faptul că este singurul exemplar de rășinoase, deci din încrengătura Gymnospermatophyta, care nu prezintă ace sau solzi, ci prezintă, ca și plantele foioase, frunze cu aspect foliar. Potrivit specialistului, în domeniul silvic există în lume mai multe varietăți ale acestei specii, diferențele fiind date de portul coroanei în primul rând. Pot să numesc două varietăți, varietatea fastigiata, adică cu coroane compacte, cum sunt și exemplarele de la noi, și există și varietatea pendula, pentru că au ramurile pendente, adică îndreptate în jos ca la Salix babilonica, ca la salcea plângătoare, ceva, ca să vă faceți o idee așa legat de port. Iar mai există o altă varietate, și aici varietatea mai există și o altă varietate legată de aspectul frunzei, și anume există forma laciniată, care nu este ca aceasta, care o vedem aici cu compactă, ci are lobii puternic depărtați, puternic bilobați. Dacă este să vorbim despre procesul de reproducere, mâna omului nu poate lucra aici, nu poate interveni. Ba, se poate și aici interveni. Sunt niște lucrări mai minuțioase, lucrări mai de detaliu, pentru că se pot face marcote aeriene la arborele respectiv. E destul de complicat, dar dacă se lucrează la detaliu și se respectă procedura, se pot izola lăstari, mai ales din partea inferioară a trunchiului, care fac rădăcinițe, și apoi radicelele respective împreună cu lăstarul se suprimă de pe exemplar și se plantează. Și din punct de vedere natural, arborele se mulțește foarte bine prin sămânță. Dar aici intervine o altă dificultate, pentru că arborele este unisexuat dioic, adică există plantă masculă și plantă femelă separată. La noi în parc ambele plante sunt plante feminine și ca atare sămânța nu este fertilă. Deci nu pot să, dacă izolăm din fructul respectiv sămânța, acestea nu vor rodi. Mai putem aminti aici că modificările genetice și-au pus amprenta și în ceea ce privește plantele lemnoase. Din punct de vedere al procesului de reproducere, majoritatea dintre ele, și mai ales cele care sunt apropiate erei noastre, sunt unisexuat monoice, adică au atât flori mascule cât și femele identificate pe aceeași plantă. Plantele relicve ale unor altor epoci se diferențiază însă prin plante mascule și plante femele pe arbori diferiți. Dacă ne referim la Ginkgo biloba, este poate unul dintre cei mai vechi arbori, rezistent la variații bruște de temperatură și nu se lasă afectat de îngheț timpuriu sau târziu, nici măcar seceta prelungită nu îl supără ușor. În plus, este extrem de rezistent la poluare, dar poate cel mai important aspect la Ginkgo biloba este faptul că are calități curative deosebite, în ciuda mirosului neplăcut ale fructelor lui. Din planta respectivă se pot face ceaiuri, mai ales din frunze, care uscate și tratate corespunzător pot da anumite substanțe care, din punct de vedere farmaceutic, sunt benefice pentru sănătatea umană, în special pentru protejarea sistemului nervos. Care părți se folosesc? Fructul mai puțin, dar îndeoseb frunza, cum am mai spus, pentru ceaiuri.
Există și unele lucrări de specialitate care pomenesc despre lemnul imediat din apropierea scoarței, deci din țesutul cambiului. Dacă este să vorbim despre longevitate, dimensiuni? Acest arbore nu atinge dimensiuni atât de impozante ca celelalte specii despre care am vorbit astăzi, dar este și el un arbore dentale de mărimea întâi, care în locul lui de origine, respectiv din China, partea estică, atinge dimensiuni de până la 30-40 de metri, uneori chiar și mai mult, și 1-1,5 metri în diametru. Din punct de vedere ornamental, are o valoare deosebită și se regăsește îndeosebi în grădinile japoneze și în cele chinezești. Pe lângă funcția de arbore decorativ, Ginkgo biloba mai este utilizat în industria cosmetică. Fructele, spre exemplu, sunt folosite la fabricarea deodorantelor, ajută la întărirea rădăcinii părului. Principalele sale calități: antiseptic, întărește imunitatea, împiedică formarea cheagurilor de sânge, este antioxidant, accelerează circulația sângelui la extremități și scade colesterolul.